Bun găsit, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă prezint Mărturii de dincolo de moarte, dintr-o lume nevăzută, tărâmul umbrelor și al ecourilor nespuse. După un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. În această lume, voci șoptite se contopesc cu amintiri ancestrale, deschizând un portal între trecut și prezent, viață și moarte. Fiecare poveste este un fir de aur țesut în tapiseria existenței, dezvăluind tainele și frământările sufletelor care au părăsit lumea fizică. În acest regat al tăcerii, mărturiile sunt mai mult decât simple cuvinte. Ele sunt ecouri ale vieților trăite, amprente ale existenței lăsate în țesătura timpului. Fiecare mărturie poartă în sine greutatea experiențelor, bucuriilor, durerilor și speranțelor, fiind o punte fragilă între lumea noastră și cea de dincolo. Aceste povestiri sunt șiroaie ale inimilor ce nu mai bat, dar care încă mai au de spus povești. Ele vorbesc despre iubiri nesfârșite, despre lupte nevăzute, despre visuri neîmplinite și despre momente de neuitat. Prin aceste mărturii, cei plecați își găsesc alinarea, iar cei rămași învață să înțeleagă tainele vieții și ale morții. În mărturii de dincolo de moarte, fiecare suflet își spune povestea, își împărtășește înțelepciunea și își lasă urma în inimile celor ce îndrăznesc să asculte. Este o călătorie într-un univers paralel, unde trecutul și prezentul se întrepătrund, iar granițele dintre real și ireal se estompează. Diavolii strigau, tu ne-ai slujit nouă cât ai fost pe pământ. Această poveste este o călătorie extraordinară într-o lume de dincolo. O mărturie despre un drum între două lumi, spusă de o femeie care a experimentat ceva ce mulți dintre noi am considera imposibil. Este povestea unei experiențe de moarte clinică, în care pragul dintre viață și moarte devine neclar, iar tainele universului par să se dezvăluie în fața ochilor. Iată mărturia acestei femei. Eram atee și îl huleam groaznic și deseori pe Dumnezeu. Viața mea era departe de a fi un model de virtute sau de cumpătare. Trăiam în rușine și prea curvie, lăsându-mă purtată de valurile unei existențe lipsite de sens și de scop. În acele momente nu căutam decât plăcerii trecătoare și satisfacții imediate, ignorând orice fel de moralitate sau conștiință spirituală. În acea perioadă întunecată, Dumnezeu era pentru mine un subiect de batjocură și dispreț. Nu puteam înțelege cum oamenii pot avea credință într-o ființă superioară pe care eu o consideram un mit, o invenție a oamenilor slabi care aveau nevoie de un sprijin iluzoriu. Îmi petreceam zilele și nopțile într-un haos continuu, fără niciun fel de direcție sau sens. Cu toate acestea, în adâncul sufletului meu, exista un gol profund, un sentiment de neîmplinire și de disperare, pe care niciun fel de plăcere pământească nu putea să-l umple. Nu înțelegeam pe atunci că tocmai acea lipsă, acea foame spirituală, era un semn al nevoii mele de ceva mai mare decât viața pe care o duceam. Într-o zi, într-un moment pe care nu-l voi uita niciodată, am simțit o chemare interioară puternică. Era ca o voce care îmi vorbea direct inimii, îndemnându-mă să privesc dincolo de viața mea superficială și să caut adevărul. La început am ezitat, dar acea voce nu a tăcut, a devenit tot mai puternică, tot mai insistentă. Am început să mă întreb dacă există cu adevărat un Dumnezeu și dacă, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le-am spus și le-am făcut, El ar putea avea milă de mine. M-am hotărât să explorez aceste întrebări, să citesc, să mă rog, chiar și cu îndoiala în suflet, cerând un semn, o direcție. Și, în mod miraculos, preamilostivul Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd. În ciuda necredinței și a păcatelor mele, mi-a întins o mână de salvare. M-a călăuzit pe un drum nou, un drum al pocăinței și al transformării interioare. Mi-am dat seama că, în ciuda tuturor greșelilor mele, există un Dumnezeu plin de iubire și de milă, gata să mă primească înapoi. Procesul de pocăință nu a fost ușor. A însemnat să renunț la multe dintre vechile mele obiceiuri și plăceri, să mă confrunt cu greșelile mele și să accept iertarea divină. Dar pe măsură ce am continuat pe acest drum,
am simțit o pace și o bucurie pe care nu le-am cunoscut niciodată înainte. Povestea mea este una despre redescoperirea speranței și a luminii într-un loc unde părea că nu există decât întuneric. Este o mărturisire a faptului că, indiferent cât de departe ne-am rătăcit, există întotdeauna o cale de întoarcere, o cale spre iertare și spre un nou început. Dumnezeu, în mila sa infinită, este întotdeauna gata să ne primească înapoi, să ne vindece rănile și să ne umple sufletele cu iubirea sa necondiționată. Anul 1962 a marcat începutul unei călătorii grele și dureroase pentru mine. Diagnosticată cu o formă agresivă de cancer, am petrecut următorii 3 ani luptând cu o boală care, încet dar sigur, îmi eroda nu doar trupul, dar și speranțele. Cu toate acestea, nu am ales calea capitulării. Am rămas activă, lucrând mult și căutând mereu soluții la doctori, cu nădejdea că voi găsi vindecarea. Pe măsură ce timpul trecea, boala și-a arătat un mai mult severitatea. În ultimele 6 luni, starea mea de sănătate s-a deteriorat alarmant. Corpul meu, odată plin de energie și de viață, acum slăbise atât de mult, încât nici măcar apa nu mai puteam să o consum, fără să o vomit imediat. Această realitate dureroasă m-a determinat să merg la spital, unde, datorită stării mele critice, s-a decis să fiu supusă unei intervenții chirurgicale, coordonată de un profesor renumit, venit special de la Moscova. Operația a început, dar în clipa în care mi-au deschis stomacul, am simțit cum viața îmi părăsește trupul. În acele momente, am experimentat ceva cu totul neobișnuit și profund tulburător. Sufletul meu se desprinsese de corp și se afla între 2 medici, privesc cu frică și groază cum trupul meu era deschis pe masa de operație. Viziunea mea asupra propriului corp, complet devastat de cancer, a fost șocantă și aproape de neînțeles. Intestinele și stomacul meu erau complet mâncate de boală. În acele clipe de confuzie și teroare, am fost cuprinsă de întrebări existențiale. De ce suntem 2? Mă întrebam, neputând să înțeleg cum sufletul meu putea sta separat de corp. Până atunci nu m-am gândit niciodată cu seriozitate la existența sufletului sau la viața de după moarte. Acest moment a fost un punct de cotitură în înțelegerea mea despre viață și moarte, despre corp și suflet. Comuniștii ne-au îndopat și ne-au învățat că nu există suflet și Dumnezeu, că acestea sunt născocirile preoților, menite să înșele poporul și să-l facă să-i fie frică de ceva ce nu există. Aceste idei mi-au fost inoculate încă din copilărie și mi-au modelat perspectiva asupra lumii. Însă, în momentul critic al vieții mele, în sala de operație, am trăit o experiență care a sfidat tot ce știam și credeam. Am văzut că stau în picioare și totodată m-am văzut pe masa de operație. Era o scindare între sufletul meu și trupul meu. O experiență care m-a aruncat într-o lume necunoscută, neexplorată. Îmi scoseseră afară toate măruntaiele și căutau duodenul, dar acolo nu era decât puroi. Totul era distrus și stricat, nimic nu mai era sănătos. În acel moment, medicii au pronunțat cuvinte grele: această femeie nu mai are cu ce să trăiască. Auzind aceste cuvinte, simțeam o frică copleșitoare și o confuzie profundă. Îmi aduceam aminte de ceea ce mi se predase despre materialismul științific, despre absența sufletului și a divinității, dar aici, în fața ochilor mei, se desfășura o scenă care contrazicea totul. Cum puteam să fiu atât pe patul de operație, cât și deasupra lui, privesc îngrozit acest spectacol? Atunci, medicii mi-au pus la loc intestinele și stomacul și au spus că trupul meu trebuie dat medicilor tineri pentru practică. L-au transportat în laborator, iar eu, într-o stare de confuzie profundă, mergeam alături de ei. Cu fiecare pas mă întrebam cu nedumerire de ce suntem 2. Observam această separare între sufletul meu și corpul fizic, o diviziune care părea de neînțeles. În laborator, trupul meu a fost lăsat întins, dezbrăcat, acoperit până la piept cu un cearșaf. Curând, fratele meu și fiul meu cel mic, Andrușca Andrei,
în vârstă de doar 6 ani, au venit să vadă trupul meu. L-auzeam pe Andrușca plângând și strigând disperat: "Mamă, de ce ai murit? Sunt încă mic, cum o să trăiesc fără tine? N-am nici tată și acum ai murit și tu." M-a sfâșiat să-l văd în acea stare și cu toate că l-am îmbrățișat și sărutat, el nu a simțit și nu a văzut asta. Era concentrat asupra corpului meu inert, în timp ce și fratele meu plângea alături. Mai apoi, într-un mod inexplicabil, m-am grăbit brusc acasă. Acolo era soacra mea de la prima căsătorie și sora mea. Îmi amintesc că îl părăsisem pe primul meu soț pentru că el credea în Dumnezeu. Acum, în absența mea fizică, începuse împărțirea bunurilor mele. În viață trăisem în bogăție și lux, dar acum realizez că multe dintre acestea le dobândisem prin mijloace nedrepte și desfrânate. Sora mea alegea cele mai frumoase dintre lucrurile mele, în timp ce soacra încerca să revendice ceva pentru fiul meu. Dar sora mea refuza să lase ceva, iar disputele dintre ele au devenit aprinse, sora mea chiar spunând: "Acest copil nu este al fiului tău și nu ți-e rudă." După aceea, familia mea a ieșit din casă, lăsând în urmă o liniște deplină. Sora mea pleca cu un sac plin de lucrurile mele, iar în jurul meu, diavolii dansau și se bucurau de cearta și discordia care se stârnise. Imaginea aceasta era tulburătoare, un tablou viu al consecințelor alegerilor mele în viață. În acel moment, m-am simțit ridicată în văzduh, zburând ca un avion. O forță nevăzută mă înălța tot mai mult și, pentru un moment, am zburat deasupra orașului Barnaul. Orașul dispărea în întuneric, iar apoi treptat a început să apară lumina, crescând în intensitate până când a devenit atât de puternică încât mă orbea. Am aterizat pe o lespede neagră, lungă de 1,5 metri, într-un loc neobișnuit. În jurul meu erau copaci cu tulpini groase și prunziși colorat, case noi între copaci, dar fără semne ale prezenței umane. M-am întrebat unde mă aflu. Era o vale cu iarbă verde și deasă, dar fără drumuri sau mijloace de transport, un loc pustiu și tăcut. În apropiere am văzut o femeie frumoasă și înaltă, îmbrăcată în veșminte împărătești, care pășea atât de ușor încât iarba nu se îndoia sub pașii ei. Alături de ea mergea un tânăr plângând și rugându-se cu fața acoperită de mâini. M-am gândit că era fiul ei și m-am revoltat în mine, văzând că ea părea să nu-i pese de suferința lui. Apoi mi-am dat seama că tânărul era de fapt îngerul păzitor al acelei femei. Această revelație a fost o lecție profundă despre cât de mult le pasă îngerilor de noi și de sufletele noastre, chiar dacă noi nu înțelegem acel lucru. A fost evident că rugăciunile lor nu vor fi ascultate dacă moartea ne găsește în păcate și nepocăiți. În momentul în care tânărul a căzut la picioarele femeii, rugându-se fierbinte și îndurerat, am simțit o agitație și o neliniște crescândă în mine. Când femeia și-a încrucișat mâinile la piept și și-a înălțat privirea spre cer, rostind cuvintele: "Doamne, unde va merge aceasta în starea în care se găsește?" am înțeles cu adevărat că murisem. Sufletul meu se afla într-un tărâm necunoscut, iar trupul mi-a rămas pe pământ. Această realizare a fost un șoc profund, iar frica și regretul mi-au invadat ființa. În acele momente am început să plâng și să mă îndurerez, regretând viața pe care o trăisem. Vocea care a răsunat apoi spunând: "Întoarce-o pe pământ pentru faptele bune ale tatălui ei", mi-a oferit o rază de speranță. Însă a doua voce, exprimându-și saturarea de viața mea păcătoasă, m-a făcut să înțeleg gravitatea faptelor mele. Vocea a continuat, cerând să-mi fie arătat locul pe care îl meritam. Într-un instant m-am trezit în iad, un loc de chinuri de neimaginat. Șerpii de foc înfiorători cu limbi lungi, vărsând flăcări și duhoare insuportabilă, au început să se târască spre mine și să se înfășoare în jurul meu. Viermii groși ca degetul, cu cozi care se terminau în ace și spini, îmi pătrundeau în toate deschizăturile corpului. Durerea și disperarea erau atât de mari
încât strigătele mele semănau cu urletele unei fiare sălbatice. În acel loc întunecat, nu era nimeni care să mă ajute sau să-mi ofere compasiune. Eram complet singură, cu durerea și regretul meu. În jurul meu am văzut suflete chinuite, fiecare purtând povara alegerilor lor greșite. Printre acestea, o femeie care făcuse avort și își îndemnase și pe alții să urmeze același drum, își exprima regretul și implora mila Domnului. Dar răspunsul primit a fost unul sever. Ea nu îl recunoscuse pe Dumnezeu pe pământ și își omorâse copiii nenăscuți, văzându-i ca pe ceva inutil. Apoi m-am auzit pe mine însumi, fiind mustrată de Domnul. Mi s-a spus că mi-a fost dată boala ca o șansă de a mă pocăi, dar în loc să profit de această ocazie, am ales să-l hulesc până în ultimul moment al vieții mele. Nu am vrut să-l cunosc, așa că nici el nu mă recunoaște. Precum am trăit pe pământ fără Dumnezeu, așa voi trăi și în acel loc întunecat. Într-un moment neașteptat, totul s-a schimbat și am început să zbor spre alt loc. Mirosul insuportabil și durerea îngrozitoare au dispărut brusc, iar brusc m-am regăsit în fața bisericii din locurile mele natale. Ușile s-au deschis și a apărut preotul local, îmbrăcat în veșminte albe, cu capul plecat. O voce m-a întrebat cine este, iar eu am recunoscut că era preotul pe care îl disprețuisem, crezându-l pomanagiu. Vocea mi-a spus că, deși era un preot simplu, slujea lui Dumnezeu cu adevărat și că doar dacă el mă va absolvi prin rugăciunea de spovedanie, aș putea fi iertată. În acele momente de disperare, mi-am îndreptat rugăciunea către Domnul, implorându-l să mă întoarcă pe pământ pentru fiul meu mic. Răspunsul Domnului, știu că ai un fiu și îmi pare rău pentru el, a rezonat atât de adânc în inima mea. Cuvintele sale, mie îmi pare rău pentru voi toți, de 3 ori îmi pare rău. De la toți aștept să vă treziți din somnul păcatului, să vă pocăiți și să vă reveniți. M-au făcut să conștientizez gravitatea situației și a vieții pe care o trăisem. Apoi în fața mea a apărut Maica Domnului, pe care mai devreme o numisem doar femeie. În curajul meu am întrebat-o dacă există rai. Imediat după aceasta m-am regăsit din nou în iad și acum condițiile erau și mai groaznice decât înainte. Diavolii mă înconjurau, arătându-mi păcatele și strigând, tu ne-ai slujit nouă cât ai fost pe pământ. Păcatele mele scrise cu litere mari mă umpleau de o frică groaznică. Diavolii mi-aruncau cuvinte ca plăcări și mă loveau. Eram arsă și chinuită în moduri pe care nu le pot descrie. În jurul meu se auzeau jalea și plânsetele multor suflete. În timp ce focul din iad se întețea și devenea tot mai insuportabil, începeam să disting mai clar tot ce era în jur. Sufletele care se chinuiau acolo aveau chipuri înfiorătoare, erau schilodite, cu gâturile întinse și ochii scoși. Ele m-au întrebat dacă sunt tovarășa lor, sugerând că, la fel ca ele, fusesem și eu comunistă și că acum voi petrece veșnicia alături de ele. La fel ca tine am făcut și noi când eram pe pământ. Nu am vrut să-L cunoaștem pe Dumnezeu, îl huleam și săvârșeam toate relele, spuneau ele. Aceste suflete îmi povesteau despre mândria lor și despre faptul că nu se pocăiseră niciodată, spre deosebire de cei care, deși păcătuiseră, aleseseră mai târziu calea pocăinței, merseseră la biserică, se rugaseră, ajutaseră săracii și îi sprijiniseră pe cei în nevoie. Ele mai spuneau că aceștia din urmă erau acolo sus, în rai, un cuvânt pe care sufletele din iad nici nu voiau să-l rostească. Cuvintele lor m-au înfricoșat și mai mult. Simțeam că petrecusem o veșnicie în acel loc groaznic și acum mi se spunea că voi trăi alături de aceste suflete pentru totdeauna. Dar în acel moment de disperare, preasfânta născătoare de Dumnezeu a apărut din nou și a adus lumină în întunericul iadului. Diavolii au dispărut brusc, iar sufletele chinuite au început să strige și să implore milă. Împărăteasă cerească, nu ne lăsa aici, strigau ele,
ardem născătoare de Dumnezeu și nu există picătură de apă. Maica Domnului plângea și printre lacrimile spunea: Cât ați trăit pe pământ, n-ați vrut să mă cunoașteți și nu v-ați pocăit de păcate înaintea Fiului meu și Dumnezeului vostru, și eu acum nu vă pot ajuta. Nu pot trece peste voia Fiului meu, iar acela nu poate călca voia Tatălui său. Îi ajut doar pe aceia pentru care se roagă rudele lor și Sfânta Biserică. În timp ce urcam, strigătele disperate ale sufletelor rămase în urmă îmi răsăreau în minte, un ecou al regretului și disperării. Înconjurată de întuneric, mă aflam pe aceeași lespede rece, un simbol al izolării mele de lumea vie. Maica Domnului, cu mâinile încrucișate la piept, și-a înălțat privirea spre cer, rugându-se cu o voce blândă, dar plină de neliniște. Ce să fac cu această femeie? Unde să o așez? Răspunsul venit de undeva din depărtări, întoarce-o pe pământ prin părul ei, a fost atât de neașteptat, încât m-a umplut de uimire. Preacurata fecioară a plecat în tăcere, iar când s-a întors, ținea în mâinile ei părul meu. Apărură apoi 12 trăsuri fără roți, care se mișcau încet și grav, parcă plutind în aer. M-am simțit ca într-un vis, urmând acele trăsuri misterioase. Când Maica Domnului mi-a dat părul meu înapoi, n-am înțeles imediat semnificația gestului. Am auzit-o spunând că a 12-a trăsură nu are podea, lucru care m-a îngrozit. Însă, cu o împingere blândă, Maica Domnului m-a trimis înapoi pe pământ. Brusc m-am trezit conștientă cu sentimentul că mă întorc dintr-o călătorie lungă și grea. În jurul meu, totul era diferit. Realitatea pământească părea acum ciudat de îndepărtată și neclară. Mă simțeam încă legată de viziunile și experiențele mele de dincolo. Dar, în același timp, mă aflam din nou în lumea fizică, într-o stare de conștiență profundă și de recunoaștere a vieții. În momentul în care am revenit în trupul meu, am simțit o schimbare radicală. De la experiențele uluitoare și viziunile din lumea de dincolo, m-am trezit într-o realitate crudă și rece, înconjurată de cadavre în congelatorul spitalului. Faptul că am putut pătrunde în încăperea închisă fără piedici a fost la fel de misterios și inexplicabil ca și călătoria mea spirituală. Infirmierii, la vederea corpului meu mișcându-se, au fost cuprinși de un șoc profund. Panică și confuzie au cuprins întreaga echipă medicală. În grabă au adus doi medici care, observându-mi starea neobișnuită, au decis să-mi încălzească imediat creierul. Pe corpul meu erau semne vizibile ale intervențiilor chirurgicale pe care le practicaseră, crezând că sunt moartă. După 2 ore de la încălzire am deschis ochii, marcând astfel începutul procesului meu de revenire la viață. Totuși, mi-a luat 12 zile până am putut să vorbesc din nou. Un semn al gravității stării mele și al impactului profund pe care l-am suferit atât fizic cât și spiritual. În a 12-a zi, când mi-au adus micul dejun, am refuzat să mănânc, explicându-le că era o zi de post. Această decizie a stârnit și mai mult interesul și curiozitatea personalului spitalului. Medicii mă întrebau de ce nu vreau să mănânc, iar eu le-am împărtășit experiența mea spirituală, spunându-le despre importanța postului și consecințele neglijării acestuia. Le-am explicat că, în urma viziunii mele, am decis să respect cu strictețe zilele de post și să mă abțin de la mâncărurile de dulce. Reacția medicilor a fost una de uimire, fluctuând între scepticism și curiozitate. Pacienții din spital, de asemenea, mă ascultau cu mare atenție, interesați de povestea mea neobișnuită. Mai târziu, un număr mare de medici s-au adunat în jurul meu, iar eu le-am spus că nu mă mai doare nimic și le-am arătat rănile pe care le aveam. Cuvintele și experiența mea au atras atenția multor oameni, nu doar a personalului spitalului, ci și a vizitatorilor și pacienților. Mulți veneau la mine să audă povestea mea și să vadă rănile pe care le aveam.
Această atenție crescută a dus la intervenția poliției, care a început să disperseze mulțimile care se adunaseră. În cele din urmă am fost mutată în alt spital, probabil pentru a reduce agitația și pentru a-mi oferi un mediu mai liniștit pentru recuperare. Vindecarea mea uimitoare a fost un subiect de mare uimire atât pentru mine cât și pentru medicii care m-au tratat. Când m-au pus din nou pe masa de operație pentru a vindeca tăieturile rămase, au fost surprinși să descopere că intestinele și stomacul meu erau complet sănătoase. De ce au operat un om complet sănătos? Se întrebau ei, neputând să înțeleagă transformarea care avusese loc. Medicii care m-au operat inițial au fost și ei uimiți când au văzut că măruntaiele mele, care fuseseră distruse de cancer, erau acum complet sănătoase. Le-am explicat că Dumnezeu mi-a arătat mila sa, permițându-mi să trăiesc pentru a mărturisi altora despre experiența mea. Le-am spus că voi vorbi despre aceasta până la sfârșitul vieții mele, mărturisind despre puterea și mila lui Dumnezeu. Conversația cu medicul, care era evreu, a fost deosebit de semnificativă. Când l-am îndemnat să creadă în Dumnezeu și să meargă la biserică, el a fost surprins, dar experiența mea l-a făcut să reflecteze. Te-a renăscut Atotputernicul, a recunoscut el. Dacă credeți în acesta, faceți-vă cruce și mergeți la biserică, i-am sugerat. Încurajarea mea a provocat o schimbare vizibilă în atitudinea lui. După ce am ieșit din spital, am chemat preotul pe care îl disprețuisem și îl batjocorisem în trecut, numindu-l Pomanagiu. Întâlnirea noastră a fost un moment de umilință și pocăință pentru mine. I-am cerut iertare și am împărtășit cu el experiența mea transformatoare. Am recunoscut importanța credinței și rolul esențial pe care l-a avut preotul în comunitatea noastră. Împărtășind povestea mea cu preotul și mărturisindu-mi păcatele, am simțit o eliberare profundă. Spovedania și împărtășania cu sfintele taine ale lui Hristos au fost momente de reînnoire spirituală și de reconectare cu credința mea. Am simțit că prin aceste acte sacre am început un nou capitol în viața mea, unul plin de speranță și lumină. Am chemat preotul să-mi binecuvânteze casa, un loc care fusese în trecut martorul atâtor păcate și greșeli. Acum, casa mea a devenit un spațiu de refugiu spiritual, un loc unde păcatul, desprâul, beția și batjocura au fost înlocuite cu pacea, rugăciunea și credința. În prezent, acum la 40 de ani, trăiesc o viață creștină autentică datorită ajutorului lui Dumnezeu și al preasfintei născătoare de Dumnezeu. Particip regulat la slujbele bisericești și simt că Domnul mă sprijină și mă călăuzește în fiecare zi. Povestea mea a ajuns să fie cunoscută în multe colțuri ale lumii, atrăgând oamenii care doresc să audă despre experiențele mele extraordinare. Împărtășesc cu voi, toți cei care mă vizitează, transformarea pe care am experimentat-o, cum am fost înainte, ce mi s-a întâmplat și cum aceste experiențe m-au adus la credință. Prin mărturia mea, sper să inspir și pe alții să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu. Îi îndemn pe toți să fie conștienți de modul în care trăiesc, să știe că există cu adevărat o altă lume și o altă viață și că fiecare dintre noi va da socoteală pentru faptele sale pământești. După cum am învățat în mod dureros, fiecare va primi o răsplată sau o pedeapsă dreaptă și veșnică, în funcție de alegerile făcute în această viață. Îndemnul meu pentru toți este să trăiți creștinește, să vă faceți plăcuți lui Dumnezeu și să căutați mereu calea sa. Aceasta este mărturia mea, o femeie care a fost adusă înapoi din pragul morții pentru a trăi o viață în slujba lui. Amin. Materialul prezentat, dragi prieteni, este inspirat din cartea Viața după moarte, noi mărturisiri cutremurătoare, fiind rescris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, vă dorim numai bine, pe curând!